Joi, în jurul orei 13, polițiștii au luat la roșu șoferii care au parcat pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități în parcarea supermarketului Kaufland Zalău. Șoferii care nu au avut documente care să ateste că au dreptul de a parca pe aceste locuri au fost sancționați, iar pe viitor se pare că acțiunile de control vor continua. Felicitări poliției pentru inițiativă! Thank you.